Bună dimineața, bine v-am găsit sau bună ziua pentru cei care v-ați trezit mai devreme, cum suntem și noi, care am avut deja un webinar cu Iancu Guda la ora 9:30. Astăzi începem al doilea webinar cu Dan Mocanu, un prieten al meu personal și un mentor care ne-a ajutat foarte mult să reinventăm modelul de Business Days. De 2 ani de zile lucrăm împreună cu el cot la cot să facem produsele noastre mai potrivite pentru piață. Foarte pe scurt despre Dan. Este arhitect de inovație în valoare, un catalizator pentru creșteri profitabile prin dezvoltare de strategii de produs și modele de business care redefinesc jocul la nivel de industrie și leadership. Este practician acreditat Blue Ocean Strategy și coach independent membru ICF International Coaching Federation. Dan a trăit 17 ani în Statele Unite, unde a lucrat la Microsoft și a fost lector de învățământ superior american. Din 2004, după întoarcerea sa în țară, Dan a generat performanță cu sute de antreprenori executivi, manageri, seniori și persoane cheie din conducerea a peste 150 de companii locale și multinaționale, printre care Fundația Regală Margareta a României, BSS, Setrio, NN, AmCham, Haffele HP, CMJ AIMS, Nova Grup, Porr Construct, Immofinanz. Veniturile suplimentare cumulate ale clienților prin intervențiile facilitate de Dan se ridică la peste 50 de milioane de euro, cu un ROI mediu de 50:1. Puteți afla mai multe despre Dan accesând site-ul lui sau pe pagina de LinkedIn. Dan ne va vorbi astăzi despre abordarea strategiei de schimbare în timp de criză, crearea de noi oportunități de creștere prin inovația în valoare, redefinirea afacerii, portofoliului, modelului de business, producției de valoare. Cum se va desfășura acest webinar? În 2 etape ca și cele de până acum. Într-o primă etapă ne vom focusa pe câteva noțiuni cheie, după care Dan va interveni cu răspunsuri la întrebările pe care le veți avea. Și bineînțeles, la final veți mai primi de la Dan 2 materiale, o prezentare PDF al acestor noțiuni teoretice pe care le abordează astăzi și un instrument, un caiet de lucru în care puteți implementa pe propriile voastre companii aceste instrumente. Dan, dacă vrei să spui ceva invitaților prezenți. Bun venit și mulțumesc, László, pentru această oportunitate și este o bucurie și o onoare să lucrăm împreună și să transformăm, să dezvoltăm zona de antreprenoriat în România, fiecare prin căile sale. Astăzi, cum va decurge conversația în acest webinar, este că este un hibrid, în sensul că va exista un material video pe care îl veți vedea după ce termină de vorbit acum, în care practic vă ofer un instrument pentru luarea de decizii și pentru designul, harta de design a strategiei de schimbare a traseului, ci chiar este GPS-ul vostru în timpul schimbării. Și abordez acest instrument, Ways for Change se cheamă, abia l-am lansat acum 2 zile și el adresează atât viața personală cât și viața de business. László a menționat foarte multe lucruri pentru partea de business, deci va trebui să aveți un pic de răbdare, cam spre mijlocul lui ajung la partea de business, dar poate că vă interesează schimbări și în viața personală. Deci ce primiți este un instrument pe care îl puteți utiliza imediat și sigur, dacă aveți întrebări, orice, o să vedeți, László o să trimită în e-mail toate datele ca să putem să continuăm această conversație. Deci nu vă vorbesc despre un concept, nu încerc să vă predau niște cunoștințe, ci efectiv tratați acest lucru ca ceva, ca un mindset, un fel de a gândi, un fel de a privi lucrurile care să vă ofere claritate și asupra rostului schimbării pe care vreți să-l faceți, dar și asupra costurilor implicate în schimbare. Când zic cost, nu mă refer doar la bani, ci și la implicarea de talent, de resurse, nevoia de a învăța lucruri noi, nevoia de a achiziționa lucruri care de până acum nu aveați nevoie și așa mai departe. Deci eu zic să-i dăm drumul, este o etapă scurtă, 25 de minute, după care abia aștept întrebările voastre și provocările voastre. László, poți să dai drumul acelui video. În contextul actual, socoteala de ieri nu se mai potrivește azi. Deciziile pe care le iei și mai ales cum le iei îți vor defini viitorul. Am creat Ways for Change, care te ajută să formulezi schimbări viabile pe care să le pui în practică ușor, să ai un sistem de ghidaj în schimbare și să iei deciziile potrivite încă de la început. Ways for Change este un sistem de navigație în schimbare și nu soluția schimbării. Dacă ar pretinde că ar fi soluția la orice schimbare, ar fi o insultă la inteligența ta. Mulți dintre voi vreți răspunsul pentru situația specifică în care sunteți. Ways for Change te ajută să-ți găsești singur răspunsul. Nu-ți dă trasee automate ca Waze sau Google Maps. Este soluția la cum să faci schimbarea și nu a schimbării în sine. Dacă vrei să slăbești, nu îți spune cum, nu îți prescrie o dietă, dar te ajută să-ți creezi propria strategie de slăbit. Gândește-l ca propriul studio de design al schimbării în care tu ești arhitectul. Tu știi cel mai bine ce ți se potrivește și ce poți duce. Ways for Change te ajută să formulezi harta și traseul schimbării tale și când ești în acțiune, în teren, este și GPS-ul tău de navigație. În ultimele 2 luni, cu acest instrument, mi-am redefinit practica de consultanță și coaching și stilul de viață, alimentația și somnul. Vei vedea cum mai târziu. Intențiile cheie ale acestui atelier sunt să redefinești felul în care abordezi schimbarea și luarea deciziilor, independent de circumstanțe. Să vezi cum poți să creezi harta schimbării cu decizii ușor de pus în practică și imediat. Acest atelier este primul pas. Revin, Ways for Change nu este soluția la probleme, ci studioul de design al schimbării. Nu vă dau sfaturi, nici trucuri, tips and tricks, ci oportunitatea de a privi schimbarea dintr-un unghi nou. Beneficiile pe care le veți primi sunt pe măsura implicării dacă veți face exercițiile. După atelier, veți primi materiale și informații relevante pentru a dezvolta embrionul schimbării voastre cu Ways for Change. Am creat grupul Ways for Change pe LinkedIn și puteți să-mi trimiteți și direct întrebări pe adresa mea de mail. Să trecem la treabă. Cum luăm decizii? De ce realizăm unele schimbări și pe altele nu? Cu siguranță, factorii externi pot juca un rol decisiv în orice schimbare. Dar chiar și în contextul lor, ce putem face și ține de noi? Oare cum ar fi să putem lua decizii la fel de ușor, asemenea lui Waze, Uber sau Google Maps? Maestrii strategii în a ne duce din punctul A în punctul B. Dacă este să ne inspirăm de la ei, ei stăpânesc 5 elemente cheie care permit strategia de mișcare rapid și predictibil. Punctul de plecare și de sosire, harta, traseul și locația și direcția în timp real, sau GPS-ul. Fără oricare dintre acestea nu se poate vorbi de o strategie predictibilă de mișcare. Schimbarea are nevoie de un sistem similar, să fie definite și formulate punctele de pornire și de sosire ca ceva real și atenabil, traseul sau planul realizărilor intermediare și poziția și direcția în timp, date de acțiunile care duc la realizarea strategiei. Singura variantă viabilă este când cele 5 componente sunt realizate integral. Orice alt scenariu nu duce la realizarea schimbării. Până aici, nimic nou. Și totuși, de ce cele mai multe inițiative de schimbare eșuează? Pentru că șansa de a avea strategia câștigătoare este de 1 din 32 sau 31 de 32 sunt șansele de eșec. Revenind la schimbare, în general, cum ar fi să o vedeți dintr-o privire, punctul de plecare, sosire, harta și traseul și GPS-ul schimbării? Cum rămâne cu algoritmul? Pe acela îl dezvoltăm aici. Vă prezint 2 situații, una din viața mea personală și cealaltă din business. Ți-ai dorit schimbări pe care, în ciuda importanței și a efortului depus să nu le realizezi? Orice schimbare se desfășoară între 2 poli, rost și cost. Polul rostului este despre ce, polul costului este despre cum și cât. Dacă rostul este mai mare decât costul, schimbarea are șansa de a se realiza. Dacă costul este mai mare decât rostul, schimbarea are șanse minime sau nule de a se realiza. Succesul schimbării este dat de raportul rost și cost. Doar 4% dintre cei care au trecut printr-un infarct își schimbă stilul de viață. Rostul este despre utilitate și valoarea schimbării și costul este despre efortul, resursele, timpul și banii aferenți. Roșu este zona interferențelor, a barierelor, durerilor, dificultăților și a resurselor cu costuri mari. Albastru este zona rostului, a valorii, a utilității obiectivelor. Un comentariu despre culori. Abordarea Ways for Change nu este în zona de bine și rău. Culorile roșu și albastru nu sunt în zona roșu este rău și albastru este bine. Sunt doar indicatoare că ce este în roșu ține de cost și ce este în albastru ține de utilitate, de rost, de valoare. Nu se poate una fără cealaltă. Sunt ca o monedă cu două fețe. O față este valoarea, cealaltă este producătorul de valoare. Mai precis, când valoarea este mare și costul mare, ca în situația în care ne aflăm, schimbarea este posibilă datorită inevitabilității. În acest caz, schimbarea vine cu cost mare. Cei care fac schimbarea supraviețuiesc. Cei care rămân în căile vechi vor suferi sau se vor pierde. Când valoarea este mică și costul mic, iarăși nu se realizează schimbarea, pentru că situațiile cu valoare mare și costuri mici sau cel puțin egale au prioritate. Când presiunea costului realizării este mai mare decât valoarea obiectivului, cel mai probabil schimbarea nu se va realiza. Când valoarea obiectiv este cu mult mai mare decât costul realizării, este probabil că schimbarea să fie realizată. Provocarea noastră este să creăm genul de schimbări și să luăm genul de decizii care să ducă la realizarea schimbării bazate pe valoare, value-driven, la cost scăzut versus cost versus schimbări bazate pe cost. Am stabilit cei doi poli, acum săpăm mai adânc în a descompune rostul și costul în componentele lor și să creăm harta schimbării. Acum costul este pus deasupra rostului pentru că el fie îl strivește, fie îl ajută să se dezvolte. Odată clarificate acestea, traseul și planul de acțiune vor apărea natural. Este necesar să vedem în detaliu cum exprimăm valoarea și costul schimbării din perspectiva a 4 puncte cardinale: elimină și reduce la polul cost și punctele cardinale crește și creează la polul rost. La polul cost, punctul cardinal elimină este despre ce face irelevant, la ce renunțăm sau punem stop, ce bariere, interferențe, blocaje, dureri, neplăcere elimină. Punctul cardinal reduce este despre ce contează mai puțin, în ce nu mai merită să investim la fel de mult. La polul rost este punctul cardinal crește, ce contează mai mult, în ce merită să investim mai mult. Și punctul cardinal creează, care este despre care este rostul schimbării, ce rezolvă, ce folos valoare nouă aduce, ce oportunități creează, ce face posibil mâine și era imposibil până azi. Aceste întrebări de căpătâi duc la formarea embrionilor de hartă, traseu și plan de acțiune. Aceste întrebări, în general, nu se pun. Ele se consideră implicite și sunt lăsate fără răspuns. O să vedem acest lucru aplicat în două scenarii, unul legat de viața personală și unul legat de viața profesională. Aici am pus în cuvinte esența polilor și ale punctelor cardinale ale oricărei schimbări în viața personală și profesională. Să ne imaginăm că această hartă este făcută din metal și că punctul de susținere ar fi în centru. Vedem că strategia de schimbare este în echilibru când sunt dezvoltate cadranele pe diagonală. Diagonala elimină, creează sau reduce, crește, sau când toate cadranele sunt dezvoltate în mod echilibrat. Altfel, strategia nu este în echilibru și își reduce simțitor șansele de a fi realizată. De cele mai multe ori, harta strategică nu este echilibrată încă de la începutul gândirii strategiei, din start. Ceea ce puneți în fiecare cadran alcătuiește strategia voastră de schimbare sau harta schimbării. Astfel, în contextul COVID-19, la polul cost, la punctul cardinal elimină, ce face irelevant, elimină sau la ce pune stop. La polul cost, la punctul cardinal reduce, ce devine mai puțin important, unde este nevoie să reducem investiția de energie, timp, bani și resurse. La polul rost, la punctul cardinal creează, ce trebuie să redefinesc, creez, să încep sau la ce să dau start, ce oportunități noi pot crea, ce noi posibilități apar. La polul rost, la punctul cardinal crește, ce devine mult mai important, unde este necesar să cresc cu mult investiția de energie, timp, bani și resurse. Iată cum arată harta cu elementele esențiale ale schimbării în viața mea personală impuse de contextul COVID-19. La punctul cardinal elimină am pus felul obișnuit de a socializa în persoană și mâncatul la restaurant. Ca urmare a elementelor din cadranul elimină, am populat celelalte cadrane astfel. La reduce am pus mănânc mai puțin și mai rar, un fel de mâncare de 3 ori pe zi. La crește am pus ponderea legumelor și fructelor în alimentație, dormit mai mult și mai bine, minim 6,5 ore, culcat la miezul nopții și sculat la 7:30, timpul acasă cu familia și sau cu mine. Și la creează am pus de redefinit alimentația și regimul de viață consecvent. Până aici totul poate părea simplu și evident. Dar ca fiecare element să fie realizat, să facă trecerea de la obiectiv la un plan de acțiune și ca să fie și realizate mai apoi, mai este de lucru. Mai departe, am aplicat Ways for Change recursiv pentru punctul redefinirea alimentației de la punctul cardinal creează. Am ales acest punct pentru că de 30 plus de ani nu mi-am făcut mâncare singur. Am mâncat bine, dar la restaurant sau mi-a fost adus acasă sau victimele, adică cei apropiați mie mi-au gătit. Am o bucătărie modernă foarte bine utilată, care inspiră pe toți cei care vin în vizită și sunt inspirați să gătească. Este o capcană. În realitate, eu folosesc bucătăria doar ca să fac Nespresso. Provocarea cheie a fost să văd care sunt obstacolele în calea gătitului, ce mă împiedică, ce nu îmi place și pe care vreau să le fac irelevante, adică să definesc punctul cardinal elimină și să creez sau să-mi redefinesc relația mea cu alimentația, devenind autonom, dar să nu-mi ia mai mult de 5 minute investiția mea în timp și să nu dureze mai mult de 35 de minute pregătirea felului de mâncare cel mai sofisticat. Cu această condiție, la reduce am pus costul total cu mâncarea, timpul de pregătire și gătit, complexitate, meniu și proces de gătit, porția și frecvența, mănânc mai puțin și mai rar. Și la crescut am pus investiția în aparate de gătit, push button, varietatea de meniuri, salate, supe, mâncare gătită, sucuri sau smoothies și ponderea de fructe și legume în alimentație, plus bucuria că mă pot descurca singur. La creează am pus autonomie prin gătitul de tipul push button, 5 minute cu 30 minute maxim, dar asta presupune achiziția de steamer, gătit la abur, easy soup, supa la termos, torcătorul pentru sucuri și legume de fructe, blenderul, slicer, dicerul pentru salate instant și fritoza fără ulei. Un rezultat important este că am redus greutatea cu 8 kg de la 91 la 83 de kg în 2 luni și procentul de grăsime de la 29,5 la 25%. Abia acum am intrat în zona de normal din punct de vedere corp-greutate. Poate este bine să menționez că tot ceea ce se pune în cadrane nu este bun sau rău. Am crescut investiția în aparate de gătit push-button, dar aceasta mi-a eliminat și redus durerile și barierele în autonomie. Cum am promis, acum vă voi prezenta un aspect de business abordat prin instrumentul Ways for Change. Cei care iau decizii strategice modelează viitorul. De Ways-ul decizional depinde viabilitatea și prosperitatea unei organizații sau companii. Modelul rost-cost poate fi aplicat în orice context strategic în care trebuie create harta obiectivelor strategice, traseul sau planul de acțiune și GPS-ul apărător, care să arate performerilor dacă merg în direcția bună sau nu. Ways for Change se poate folosi la întâlniri de strategie și team building-uri la orice nivel. Tot cu acest instrument se pot rezolva conflicte înrădăcinate și se poate simplifica mult planul de performanță și de dezvoltare individual. O utilitate cheie a conceptului este simplificarea complexității, eliminarea balastului de detalii neimportante, focus și claritate pe ceea ce contează și creează autonomie responsabilă. Aceleași întrebări de căpătâi mi le-am pus și în contextul de business, în contextul COVID-19. La elimină. Ce devine irelevant? Elimin sau pun stop? La reduce. Ce devine mai puțin important? Unde este nevoie să reduc investiția de energie, timp, bani și resurse? La crește. Ce devine mult mai important? Unde este necesar să cresc cu mult investiția de energie, timp, bani și resurse? Și la creează, ce trebuie să redefinesc, creez, încep sau la ce să dau start, ce oportunități noi pot crea, ce posibilități noi pot apărea. Iată cum ar putea arăta o hartă generală a schimbării generate de contextul COVID-19 în business. La elimină, întâlniri în persoană, activitatea la birou, birocrația și deplasările inutile, hârtia. La reduce ar putea fi durata zilei de lucru, numărul de întâlniri la birou, întreruperile, durata întâlnirilor, veniturile și numărul de clienți activi. La crește ar putea fi costurile de desfășurare ale activității, productivitatea, timpul pentru strategie. La creează digitalizarea și virtualizarea activității, redefinire, leadership și management și redefinire, strategie, ofertă, produse și servicii, inclusiv modelul de business. Sigur că fiecare trebuie să-și adapteze harta schimbării în contextul COVID asupra business-ului său după nevoie. Cu toții ne punem întrebarea, ce presupune schimbarea de marca spre digital, online și virtual? Cum se poate realiza la un cost total de efort, resurse și cu întreruperi mici și cu viteze de schimbare mare? Și această strategie de schimbare este afectată direct de cei doi poli esențiali, rost și cost. Între ce utilități cumpără piața și la ce cost? Între acești doi poli se află ciclul experienței cumpărătorului, de la achiziție, livrare, utilizare, până la sfârșitul ciclului de viață al produsului sau al serviciului respectiv. În fiecare etapă sunt oportunități de a crește și crea utilități noi și de a elimina și reduce dureri și funcționalități inutile sau neesențiale pentru cumpărători. Digitalizarea joacă un rol esențial în toate etapele din ciclul experienței, inclusiv în etapa de livrare ca element complementar producției de valoare. La stomatolog, punerea unei coroane încă nu se poate democratiza ca oricine să își pună coroana singur, pentru că este un proces de artă și știință care implică prezența și abilitățile doctorului. În cazul meu trăit de mine, doctorul a digitalizat un proces tradițional lung și neplăcut de luarea amprentelor și a eliminat vizita intermediară de proba coroanei candidat și ședința finală de ajustări fine a durat doar câteva minute pentru că totul s-a potrivit la fix. Deci până la ceea ce se poate face numai cu mâna și ceea ce urmează după se poate digitaliza. Cum arată asta în cazul meu? În cazul meu am digitalizat absolut toate etapele din ciclul experienței cumpărătorului. Am redefinit produsele și serviciile, inclusiv în partea de portofoliu și livrarea în practica de consultanță, facilitare și coaching. La achiziție am digitalizat căutarea, selecția, ofertarea, contractarea și programarea. La producția de conținut am digitalizat conținutul pentru facilitare, consultanță și pentru coaching. La livrare am digitalizat facilitarea, consultanța și coachingul, evenimentele și workshopurile. Acest atelier fiind un început. Am digitalizat și gestionarea implementării la distanță, inclusiv zona componentelor obligatorii, a acelor componente care fac posibilă colaborarea, producția de content, livrarea, arhivarea, securitatea și confidențialitatea și partajarea de conținut. Și, în sfârșit, am digitalizat și etapa de suport și mentenanță la distanță. Și, în sfârșit, iată și mișcarea strategică pe care am făcut-o în practica mea. Am făcut irelevante organizatorul, facilitatorul și entertainerul, munca secretarială, gestionarea content la client, expertul indispensabil, distribuitorul de knowledge și am eliminat jargonul din consultanță. Am redus complexitatea și gradul de dificultate al conceptelor și procesului, durata intervențiilor, timpul până la rezultat și costul per program per zi. Am crescut investițiile în aparatură, soft, educație, în rolul de coach și timpul de lucru și implicarea la client, în flexibilitatea la livrare, aderența la consultanță, impactul și rezultatele și la randamentul investiției per proiect, arhitectul de procese de knowledge transfer, studioul de design pentru virtual și am dat start la gamification și ideea principală este că tot ce se întâmplă între doi poli, care sunt rost și cost. Și dacă acești poli sunt foarte puternici, dacă polul rost este foarte puternic și polul cost nu e atât de puternic, e perfect, este o combinație câștigătoare. Dacă polul rost e foarte puternic, dar și polul cost e foarte mare, cum suntem în situația COVID acum, în care trebuie să facem niște pivotări în direcții care sunt foarte benefice pe termen lung, dar implică foarte mari cheltuieli de resurse și emoționale, și interioare, și de materiale, și de învățat o grămadă de lucruri noi. Pot să spun că numai în ultima lună, trecând și pe partea de content pe virtual, pot să zic că am făcut ca o școală de film și o școală de creat lucruri. Deci această schimbare pe virtual este benefică văd o întrebare, de unde știm că sunt benefice pe termen lung aceste schimbări în virtual? Dacă ai ceva de spus, dacă ai un rost și dacă vrei să îl faci accesibil unei mase largi, virtualul este o cale de a face acest lucru. Gândiți-vă că în loc să fi fost aici, acum suntem 40 și ceva de aproape 50 de participanți la această conversație. Dacă ar fi trebuit să fim într-un hotel sau într-o sală de conferințe, să antamăm sala de conferințe, voi să ajungeți până acolo, parcați mașini, după care intrat toată nebunia de organizare, state, etc. Deci toate aceste costuri cu organizarea unui eveniment practic sunt irelevante în zona de virtual, se pot realiza cu investiții foarte mici, dar impactul poate să fie foarte mare. Deci acestea sunt genul de schimbări cu rost mare, dar au și costuri aferente mari. Și sigur că sunt schimbările care au polul cost foarte mare și polul rost foarte mic. Genul ăsta de schimbări practic nu se întâmplă, sau dacă se întâmplă, se întâmplă cu pagube mari. Acest lucru se întâmplă când, de exemplu, în portofoliul de produse și servicii ai produse pe care le oferi cu niște costuri foarte mari, dar nu ai venit și nu au profitabilitate crescută. Acest gen de produse nu au o viață lungă și nu pot să ducă la creșteri profitabile sau accelerate. Și da, deci varianta câștigătoare aici este aceea de a avea rostul foarte puternic și de a-l inova în a-l oferi la un cost mic. So, întrebări după cele văzute sau pur și simplu orice întrebare aveți pentru mine? Activ. Da, se găsește video pe YouTube. Și o să-l primiți și pe e-mail. Da. Așa. Cum ne ajută Blue Ocean Strategy? Păi exact, Blue Ocean Strategy este de a oferi valoare foarte ridicată, adică un rost foarte ridicat la cost scăzut. Deci te poate ajuta acum efectiv să iei decizii despre cum faci pivotarea asta. Deci COVID acum a impus niște restricții pentru toată lumea și treaba este ce faci. Ne-a eliminat, la punctul elimină, întâlnirile în persoană și activitatea la birouri pentru foarte mulți. Clar s-au scăzut numărul de clienți pentru că mulți au plecat sau nu mai și-au scăzut veniturile care veneau din interacții în persoană sau în locații în afara casei, să zic așa. Și practic a crescut foarte mult timpul acasă, timpul pe care îl avem de lucru remote și este pur și simplu s-a redefinit lucrul la distanță în echipă și s-a redefinit cum gestionezi o companie fără să fii la sediul companiei, cum gestionezi o companie de la distanță. Deci Blue Ocean te ajută, dacă treci prin tot ciclul experienței produsului și serviciului pe care tu l-ai și al schimbării acum, poți să vezi unde sunt blocajele, unde sunt acele lucruri unde trebuie să inovezi ca să poți să faci o tranziție ușoară. Deci Ways for Change te ajută, cadranul, deci când ai un obiectiv, să-ți pui întrebările, realizarea acestui obiectiv, ce face irelevant din ce este foarte important astăzi, ce va trebui să inovezi nou, ce trebuie să creezi ca să pot să fac schimbarea ușor, ce reduc și ce cresc. Aceste întrebări de căpătâi sunt esențiale ca să vezi dacă în primul rând schimbarea este o schimbare reală. Mulți oameni spun: vreau să cresc cifra de afacere. Păi da, ca să-ți crești cifra de afacere trebuie să pui stop, să elimini ceva, niște costuri și niște lucruri din felul în care faci lucrurile azi. Trebuie să reduci ceva și trebuie să inovezi în ceva. Trebuie să creezi ceva diferit față de ceea ce ai făcut până acum. Și Blue Ocean spune, în orice caz, rostul este important să te gândești la inovația în rost, să oferi cât mai mare valoare, rost cât mai relevant și cu costuri mici, cu costuri în sensul cu bariere de acces, cu orice lucru, adică să poată să fie scalabil. De exemplu, conversația noastră de acum puteau să fie aici și 10.000 și 1.000.000 de oameni. Asta este un exemplu și hopefully să sperăm că e și de folos. Dacă e o conversație de folos, costul de a o distribui la 1.000.000 de oameni este foarte mic, este practic neglijabil față de ce ar fi însemnat pe căile tradiționale să agregezi o masă de 1.000.000 de oameni, să aduci pe toți împreună și să livrezi ceva către ei. Ia să vedem mai departe. Waste for Change este altceva, este Ways for Change. Da, Lucian, este Ways for Change. Waste înseamnă că e de gunoi. Da, dacă folosești, foarte corect. Fiecare obiectiv pe care îl ai trebuie să aibă harta proprie de schimbare. Îți mulțumesc maxim pentru întrebarea asta. Da, aici vine greutatea, că dacă spui vreau să-mi schimb stilul de viață, stilul de viață presupune alimentație, mișcare și somn. E clar că strategia de mâncare, de alimentație nu se pupă cu strategia de mișcare și strategia de mișcare cu cea de somn. Sunt trei obiective diferite care toate au nevoie de Ways for Change-ul lor, au nevoie de strategia de schimbare proprie. Să vedem ceva. Magda. Aha! Magda, foarte bună întrebarea ta. Eu am optat, inovația mea este că eu dau acum tot ce am mai bun, absolut esența a tot distilat, e vinul cel mai bun, eu îl dau acum gratis, adică vreau toată lumea să aibă acces la el și să-l utilizeze, să începe să-l folosească. Pentru că unii dintre voi, la un moment dat, veți dori să îl adânciți, să-l duceți într-o formă dincolo de zona de la 0 la 1, adică de la nimic, la a-l folosi cu rost și a vedea rezultate, poate vreți să-l duceți la un nivel mai ridicat. Și atunci monetizarea mea vine din folosul ulterior, din faptul că vreți să creșteți în expertiza, în influența pe care o aveți cu instrumentele pe care vi le ofer. Dar voi vă puteți descurca și singur cu ele. Și asta a fost, am scăpat de această, am făcut irelevantă, am eliminat grija de a da clienților valoare până când au un contract cu mine. Și ca să fiu foarte sincer, cu potențialii clienți chiar pe Blue Ocean Strategy, care este cel mai greu de vândut produs de strategie, până când la o cafea cu ei nu realizăm un Blue Ocean în business-ul lor și văd ce înseamnă să fie într-un shift, ei nu înțeleg și nu apreciază și nu se gândesc că facă un contract de consultanță, pentru că nu-și dau seama ce presupune inovația disciplinată de la cap la coadă. Acum ne reinventăm constrânși de COVID. Adrian, foarte bună întrebarea ta. Deci îmi pare rău de oamenii care suferă fizic și care mor și cei care sunt afectați în feluri pe care nici nu mi le pot imagina de această limitare de COVID. Pe partea paharului plin, COVID ne forțează acum să ne uităm la ce poate fi esențializat, ce poate fi comunicat mai simplu, mai bine, mai concis, ce lucruri contează, ce lucruri nu contează. Întâlnirile care se făceau și se pierdeau o grămadă de timp în tot felul de întâlniri fără rost, fără agendă, fără timp, fără nu știu ce, nu se prea mai întâmplă acum constrânși de COVID. Deci cred că virtualizarea oricum și accesul online la valoare cred că este util și după COVID. COVID îl văd ca un accelerator. Pe mine cel puțin m-a accelerat, de 2 ani de zile stau cu studioul acesta în feluri și forme și chipuri, dar acum am zis terminat, trebuie să fac shift-ul, vreau să fac shift-ul spre virtual. Deci în lumea post-Covid sper că va fi o lume în care nu se va mai pierde la fel de mult timp ca înainte. Sper că va fi o lume mai clară, mai concisă. O lume în care vor fi învinse barierele de acces la valoare și o lume care practic poate să realizeze mult mai mult și să fie mult mai dinamică în a face schimbul de valoare. Dar într-adevăr, companiile care se bazează strict pe fizic, pe visceral, vor avea o problemă. Alte întrebări? Șerban, Diana, absolut corect. Absolut corect. Deci este o schimbare de paradigmă asupra schimbării și ceea ce se pune acolo este foarte important pentru că, dar acum să-ți spun care e alternativa. Noi oricum, lumea oricum face schimbări. Adică nu că suntem conștienți de ele, că nu suntem conștienți de ele, schimbările se întâmplă. Prin Ways for Change poți să devii un pic conștient despre ce faci. De exemplu, dacă ai prea multe lucruri la crește, dar nimic la elimină, reduce și creează, ceea ce se întâmplă în foarte multe strategii de business pe care le văd când mă duc la clienți și fac Ways for Change, văd că ei vor mai mult ceva, mai mult ceva, mai mult ceva, mai mult în marketing, mai mulți clienți, mai mult engagement, mai mult. Dar nu pun stop la nimic din ceea ce nu funcționează azi, din ceea ce e inutil azi. Nu reduc niciun fel de, nu elimină niciun fel de balast, nu reduc niciun fel de eforturi și resurse care nu sunt de folos. Nu creează de fapt ceva nou, nu creează niște sisteme noi de văzut. Deci, într-adevăr, este foarte important să știi ce pui la început, pentru că așa iese. Dar măcar sper că văzând partea de a vedea ce pui de la început, de că dacă poți să-ți vizualizezi propria schimbare, să o scoți din teancurile de Excel-uri, de Word documents, de PowerPoint-uri și de alte lucruri, să poți să o ai ca busola, să o ai la tine și să o vezi exact ce se întâmplă, atunci poți să faci niște decizii de valoare, să-ți pui niște întrebări de căpătâi. Dacă e prea mult într-o parte, ce trebuie pus în părțile celelalte, ca să fie un echilibru în această diagramă. E nevoie de o redefinire? Absolut, Lucian. Este nevoie de o redefinire a procesului de vânzare. Pentru că acum, de exemplu, și eu mi-am redefinit procesul de vânzare. De exemplu, partea de ofertare. La partea de ofertare aveam un PDF dintr-un Word Doc în care explicam mai mult sau mai puțin ce se întâmplă într-un proces de inovație. Ce am văzut din teren este că foarte puțini trec printr-un proces de inovație de orice fel de la început, de la nu există și vreau să-l aduc în existență, de la vreau să fac cana și trebuie să o concep de la zero. Cum arată, formă, culori, consistență, cum o fac, ce matrițe, ce tot procesul ăsta. Foarte puțină lume îl face disciplinat. Și atunci nu există o apreciere pentru procesul de design, pentru faza de gândit a conceptului și a utilității, a rostului și a costurilor de la început până să se facă investiția în lucrul respectiv. Și atunci majoritatea clienților nu realizează ce presupune un proces de inovație. Credem că e doar un brainstorming, că ne adunăm cu toții și sunt creioane colorate și stickies și le punem pe toți pereții și facem un team building și scoatem inovația cu care dăm gata planeta. Și asta se vede când pot să apară niște ambiții de genul vreau și eu să fac un iPhone. Și cât timp ai pentru asta? Păi am o jumătate de zi. E clar că un astfel de antreprenor nu a făcut designul propriu și ce a făcut este probabil că s-a inspirat de la alții, mimetism sau de la clienți. Deci strategia de inovație în business astăzi practic este fie de la concurență, de la cei mai buni dintre concurenți, fie de la clienți care fie se plâng, fie speră că pot să îmbunătățească într-un fel, că sunt auziți ca să îmbunătățească unele servicii. Dar inovația efectiv de creat de la zero este practic neexistentă. Deci cum înlocuiesc partea de relaționare face-to-face? Păi acum treaba este că întrebarea este cum faci să fii cunoscut, în primul rând, ca lumea să vrea să facă business cu tine, fie în persoană, fie virtual. Deci există o fază de educație și aici n-am terminat. Că în faza de educat clienții, acum în faza de ofertare, le ofer, ofertarea este un produs gratuit pe care îl ofer, în care ei practic sunt educați foarte clar în ce presupune procesul de inovație și ce cere de la ei ca timp, energie, efort și resurse. Deci știu foarte bine când intră în inovație în ce intră. Și acum vin la Lucian. Partea de relaționare face-to-face care ne aduce până acum 95% din încasări. Corect. Din perspectiva inovației este să te uiți pe cine pierdeai, pe cine, la cine nu te uitai înainte. Dintre acești 95% clienți pe care tu îi ai, este un întreg ocean de așa numiți non-clienți. De non-clienți sunt cei care nu au cumpărat de la tine face-to-face și poate ar fi vrut să cumpere virtual ceva de la tine. Deci acum este important să te uiți. Nu este ori. Creierul nostru are două emisfere care funcționează pe lucruri diferite. Una este pe funcțional, una este pe emoțional. Nu lobotomizăm creierul și zicem de acum eram pe offline și acum trebuie să trecem toți pe online, ci e vorba de a aduce și. Pentru că un magazin, de exemplu, care are un retail care este doar offline, or să afle despre el toți cei care o să află despre el prin reclamele obișnuite care se fac prin advertising. Dar dacă are și acum un magazin virtual, atunci el poate să aibă acces, nu mai are bariera de acces de a fi cunoscut, de a ajunge în fața potențialilor clienți. Și atunci se poate întâmpla ca magazinul propriu să aibă vânzări și ce vânzări are, dar prin magazinul virtual s-ar putea să depășească vânzările magazinului în retail. Și asta chiar creează un curent în multe companii care au vânzare și live și virtuală. Este o concurență neloială, din păcate, că e prost implementată prost gândită toată această sistem de vânzare. În loc și astfel că sunt în concurență retailul offline cu cel online, ceea ce n-ar trebui să fie. Deci este vorba despre a vedea pe cine ai putea să câștigi, ce piață nouă ai putea să câștigi dacă te-ai mutat la online. Cristian, e o întrebare foarte bună. Cum motivăm angajații să lucreze diferit de azi înainte în contextul acesta? Este doar prin, cred că ei trebuie să aibă încredere în viitorul companiei. Trebuie să vadă că compania este în stare să facă o pivotare spre o direcție în care, își împlinește misiunea într-un fel nou. Și în care trebuie să fie clară conștiința angajații că lucrurile care s-au făcut și cum s-au făcut până acum, poate multe dintre ele sunt la elimină, nu se vor mai face de acum înainte. Deci nu este vorba de a vedea, să te gândești foarte bine la misiunea companiei tale, misiunea produselor, serviciilor pe care tu le aduci, beneficiile, utilitățile pe care tu le aduci. Cum poți să le aduci acum aducând mai mult componenta virtuală, care poate să apară atât în procesul de producție a valorii pe care tu o oferi, dar și a valorii înseși, a ceea ce constă în valoare. Deci va trebui să ai o strategie. Angajații care de 45 de zile, de societate blocată de 45 de zile, trebuie să vadă o direcție în care să fie inspirați de ea, să vadă că este o direcție viabilă care are potențialul de creștere și după ce se încheie COVID, pentru că altfel vor muri cei care vor muri și cei care vor supraviețui vor fi cei care vor împărăți toată era post-COVID. Dar cred că este o perioadă în care, dacă vă puneți întrebările de strategie de căpătâi, puteți să faceți pivotarea spre ce presupune practic. Onlineizarea practic duce la scăderea costurilor și la un acces masiv în distribuție. Deci este explozie în distribuție și poate fi făcută în reducerea costurilor de producție a valorii. Deci noi avem serviciu extern, securitatea muncii, situații de urgență. Nu știu care e întrebarea. L-am întrebat și eu pe Lucian același lucru. Aha. Da, uite, de exemplu, securitatea muncii și situații de urgență. Deci, dacă este blocat accesul fizic, se pot face situații de urgență, cum se poate face telemedicină de urgență, în care practic omul cu camera lui îți arată ce se întâmplă acolo sau poate să îți arate, să zicem că ai fi în ergonomie, poți să vezi dacă postura este bună, dacă scaunele sunt care trebuie, dacă sunt masele la înălțimea potrivită, adică se pot face foarte multe lucruri de la distanță față de cele de aproape. Sigur că dacă legislația îți spune să faci totul de aproape, dar îți interzice să faci lucrurile de aproape, e șahmat, adică e absurd. Dar dacă legislația zice e ok să se facă și un remote assessment, să se facă un audit de la distanță, lucrul ăsta se poate inova în el și se poate face. Dar trebuie să fii arhitectul procesului prin care vrei exact să-i spui clientului unde să pună camera, ce să facă, în ce progresie, cum, ca să poți să-ți faci o idee despre situația care este acolo. Presupun că vânzarea este una consultativă, strană vânzare când face face-to-face. Foarte simplu, pentru că vânzarea mea consultativă vine din relevanța conversației pe care o am cu potențialul client, care se poate face la fel de bine remote și la fel de bine și în persoană la birou sau la o cafea. Deci nu asta este ceea ce va vinde clientului faptul că suntem visceral aproape, pentru că am clienți care nu sunt în țară și e clar că lucrăm la distanță. Deci ce contează este valoarea interacției și aici este de lucrat. De exemplu, asta este, iarăși, Adrian, să continuăm întrebarea. Ways for Change, de exemplu, există materialul și pe YouTube, l-am postat și l-am pus gratis, deci toată lumea poate să-l vadă și să-l ia și să-l folosească. Și la un moment dat, dacă unii l-au folosit și au văzut că au folos și vor să-l ducă în zone mai fine sau vor să facă lucruri mai rafinate cu el, știu cum să mă contacteze și o să știu dacă primesc clienți din Ways for Change, știu că i-au venit fără ca eu să fi făcut un efort. Asta este și obiectivul meu. Cu acest produs nu vreau să mă implic deloc în vânzarea lui, adică vreau să mă implic minim la zero, dacă se poate. Deci nu este relevantă conversația în persoană, ci cum te prezinți în online. Cum îți arată profilul pe LinkedIn, ce fel de pagini, cum arată website-ul tău, cum arată, ce content pui despre tine în live, ce lucruri faci pentru tine ca clienții să poată să aibă o idee despre cine ești și dacă vor să facă business cu tine. Bun, dacă nu mai sunt întrebări, atunci propun să faci o concluzie și închidem webinarul aici. O să primească materialele de la tine, o prezentare PDF, acel caiet de lucru și linkul de la înregistrarea video în care o să aibă toată înregistrarea. Da, și pe site-ul meu, adică puteți să... O să primiți și link-ul unde puteți să accesați, că acest coaching pentru Ways for Change nu este listat la liber, ci este, o să primiți link-ul pentru cei care vreți să aplicați Ways for Change în situația voastră și să facem niște sesiuni de coaching, putem să facem acest lucru. Vă mulțumesc! Mulțumim frumos, Dane, pentru informațiile extrem de interesante, pentru faptul că ai dezvoltat un produs care să ajute antreprenori din România. Cred foarte mult în utilitate și cred că Blue Ocean Strategy în acest moment își arată valoare mai mult decât oricând și poate să fie un instrument pe care cei care îl folosesc să aducă o șansă în plus să supraviețuiască și să-și genereze un model de business viabil pentru epoca care urmează. Mulțumim frumos pentru audiență. Dan, îți dorim multă sănătate, mult succes și sărbători fericite dacă nu ne mai auzim până de sărbători. Doamne ajută, să avem.